Ambasada României la Chișinău vine cu un anunț important cu privire la alegerile pentru Parlamentul României din 6 decembrie 2020, astfel pentru a fi siguri că vor putea vota cetățenii moldoveni care dețin cetățenia română trebuie să se înregistreze pentru votul prin corespondență, detaliile în acest sens fiind prezentate în imaginea de pe ecran. Varianta tradițională, adică votul exprimat la secțiile de votare, care sperăm că vor putea fi totuși deschise în Moldova, este supusă riscurilor majore ale infectării cu SARS-CoV-2, așteptării îndelungate la coadă sau chiar imposibilității organizării în condiții de siguranță a procesului electoral din cauza evoluțiilor impredictibile ale pandemiei, se mai arată într-un mesaj pe pagina ambasadei. Totodată, autoritățile române precizează că au obținut acordul de principiu al Ministerului Afacerilor Externe pentru organizarea de secții de votare în Moldova, însă condiții exacte, localitățile și adresele vor putea fi stabilite doar într-o etapă ulterioară în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19, inclusiv eventualitatea introducerii stării de urgență.